Problemele ecologice astăzi sunt cele mai importante. Pentru că sănătatea, viața oamenilor, în mare măsură, depinde de mediul în care trăiesc. Foarte mult lipsește organizarea anumia problemelor sau dirijarea problemelor ecologice, deoarece, în primul rând, lipsește o gunoiște autorizată, care să fie amenajată și pregătită, nu pur și simplu un loc unde să spună că oamenii duceți acolo gunoile, gunoaștele. De ce oamenii duc, avem un răspărire unde se nășipă, am trăit foarte bun de construcții și într-o zi acum, trecând, mi-am pus mâini în cap, m-am speriat chiar, când am văzut și murdării este acolo. Murdarul, poate, adus oameni, nu știu că sunt lucruri, hârtie, îmbrăcăminte sau ceva, la urma urmei se poate de făcut ceva, poate undeva de strâns, de colectat. Sticle de plastic, e plin satul de sticle de plastic. Și în râul Botna, și pe șes, și peste tot. Noi știm că ele practic, nu putrezesc. Sau foarte greu, poate, trebuie au nevoie de sute de ani. Așa am înțeles undeva am citit. Posibil că statul ar trebui să facă undeva fie amenajate în fiecare sat, locuri speciale, bunkere speciale, unde să fie strânsă, da. Sticla. La noi asta se respectă? La noi asta nici nu-i. Nu se respectă. Acum este iarnă și parcă totul este astupat ca o eșarfă pe o cicatrice, așa este, sunt astupat și gunoiști. La primăvară, cum credeți, cum ar să arăte? Gerez acum să arăte bine în ghelimele, pentru că oamenii și acum continuă să ducă băligarul, să ducă toate rezidurile, toate rămășițele de prima gradă, le duc tot la gunoiști. Și așa că eșarfa fie albă, să formă eșarfă neagră. Vreau să spun că e mai bun să încep procesele de chiar animale moarte. Am văzut că le duc tot undeva și le lasă pe drum fără să îngroape. Undeva la o margine de râpă sau și mirosul este neplăcute. Chiar dacă iarna acum în gheață, mai cade o mătă, în primăvară, astăzi sunt boli. Sunt bolnăvesc copii, sunt bolnăvesc animale, aerul din jur, aerul diferit. Cine ia prea răspundere pentru asta. N-aș vrea să dau vina pe o singură persoană. Da, fiecare sat are stăpân. Stăpânul este primar. Și foarte mult depinde de stăpânul casei, de stăpânul satului, vreau să spun. Împreună, dar cât de bun ar fi primarul, vreau să spun și a doua dată, cât de bun ar fi primarul, cât de stăruitor ar fi pentru sat. Dacă oamenii din sat nu susțin privitor la probleme ecologice, vreau să zic, că nici cea mai bun primar nu poate facă de unul singur acest lucru. Cum crezi, ce măsuri ar trebui să iei, în primul rând, pentru ameliorarea acestei situații? E făcut că ar trebui niște măsuri mai radicale? Mai radicale, da. Și una dintre întrebările cele mai importante, protecția mediului este un lucru pe care ni-l putem permite? Protecția mediului să fie numai nu protecție, ci o necesitate. Protejând mediul, mi-a protejat pe noi. Dar totuși, această protecție costă scump, dar noi putem să ne-l permitem prin ceea ce facem noi, să n-aruncăm, să... Nu putem să permitem. A spus că de la lux să trecem la o necesitate. Ce este necesitate? Și omul să fie conștient că făcând anumite încălcări ale problemelor ecologice sau creând anumite probleme ecologice, noi practic ne creăm creanda pe care.